Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Dosarul Revoluției a ajuns în instanță după 33 de ani. Fostul președinte Ion Iliescu este judecat. Un bărbat din Iași a fost arestat pentru pornografie infantilă. Și în urmă cu câteva ore, 30 de avioane ale armatei chineze au pătruns în spațiul aerian din Taiwan. Dosarul Revoluției ajunge din nou în instanță. Au trecut 33 de ani de la vărsarea de sânge, iar fostul președinte Ion Iliescu este acuzat de infracțiuni contra umanității. Odată cu el și fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu și fostul șef al aviației militare, generalul Iosif Rus, sunt trimiși în judecată. Existența acestor grupe de teroriști, a unor indivizi fanatizați, trăgând în locuințe, provocând victime în rândul militarilor. Existența teroriștilor despre care vorbea Ion Iliescu nu a fost niciodată dovedită, însă din cauza fricii instaurate, oamenii au început să tragă unii în alții. A curs mult sânge și numeroase destine au fost curmate brusc. Acum, dosarul în care Ion Iliescu este acuzat de infracțiuni contra umanității, alături de Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, a fost trimis din nou în instanță. Reluarea urmăririi penale s-a dispus la data de 21 martie 2022, după ce dosarul a fost restituit fizic de la Înalta Curte la data de 14 februarie 2022. Actele de urmărire penală necesare și redactarea rechizitoriului au fost efectuate într-un interval de 5 luni și 15 zile. Inculpatul Ion Iliescu, în calitate de șef de stat și de guvern, președinte al Consiliului Militar Superior, cu intenție, urmărind obținerea legitimității populare, menținerea și consolidarea puterii politice deținute începând cu ziua de 22 decembrie 1989, a indus în eroare opinia publică în mod constant, repetat sistematic, prin aparițiile sale televizate și emiterea de comunicate, se arată în rechizitorul procurorilor militari. Aceste fapte au avut drept consecințe generalizarea și amplificarea psihozei generalizate a terorismului, psihoze cauzatoare de numeroase situații de foc fratricid generalizat și astfel, în intervalul 22-30 decembrie 1989, au survenit 857 de decese și 2382 de răniri de persoane. Un procuror are o șansă, o dată în viață sau niciodată, să primească un dosar în care altcineva, o înaltă instanță europeană, respectiv CEDO, să-i stabilească încadrarea. Când tu îi pui sub urmărire în acest dosar, indiferent pe cine pui sub urmărire, îl pui pe crimă împotriva umanității. Ori dintr-un dosar cu asemenea faptă, când tu l-ai pus sub urmărire, nu poate să scape, mai ales capul dictutii, cum este Ion Iliescu, decât cu 25 de ani sau pe viață. Una din personalitățile acelor zile, fostul premier Petre Roman, îi ia apărarea lui Ion Iliescu. Eu însumi am fost fără nicio implicare în sensul acesta, dar am trăit totuși acele momente. Pot spune că din ce știu eu, pur și simplu din ce știu eu și fără legătură cu numeroasele dispute politice pe care le-am avut personal cu Ion Iliescu, din ce știu eu și am motive să spun că știu în esență despre ce e vorba, nu văd ca Ion Iliescu și nici Gelu Voican Voiculescu să poarte această vină. Dosarul Revoluției cuprinde 3330 de volume, dintre care peste 2000 au fost instrumentate abia după 13 iunie 2016. Un bărbat din Iași a fost arestat după ce polițiștii au descoperit că cerea materiale pornografice minorilor. Potrivit anchetatorilor, una dintre victimele bărbatului este de doar 12 ani. Copila este internată într-o instituție medicală de profil. Bărbatul i-ar fi cerut fetei pe o rețea de socializare videoclipuri cu ea în ipostaze pornografice. Polițiștii au intrat pe fir încă de la sfârșitul anului trecut și l-au supravegheat pe bărbat continuu. Acum acesta a fost arestat pentru 30 de zile și este acuzat de săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă.
Împăratul a ajuns în România. Vorbim despre Ioan Anton, unul dintre cei mai temuți interlopi români, care acum a fost extradat. Opera în Irlanda, unde coordona o grupare care exploata femei din România, obligându-le să se prostitueze. Se ocupa de tâlhării și spargeri din bancomate. El este acuzat și de crimă. Ar fi comandat eliminarea unui rival, nimeni altul decât tatăl fostul iubit al fiicei lui Adrian Minune. Noaptea trecută, interlopul în vârstă de 45 de ani a fost adus în țară pe aeroportul Otopeni și a fost reținut imediat de polițiști. Temutul infractor a fost escortat de 5 mascați care s-au asigurat că bărbatul nu are cum să mai scape. În fața aeroportului, el aștepta o dubă a poliției. De acolo, împăratul a fost dus într-un centru de arest preventiv. Așa s-a încheiat o urmărire care a durat aproape 3 ani. Era emis un mandat de arestare preventivă pentru săvârșirea faptelor de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, instigare la omor calificat, instigare la tâlhărie calificată și instigare la tentativă la omor calificat. În 2019, un tribunal bucureștean aproba arestarea în lipsa bărbatului. Magistrații au concluzionat că Ioan Anton ordonase în 2014 eliminarea fizică a unui rival. Conflictul dintre Ioan Anton și Virgil Bușa a pornit de la o prostituată. Femeia a fost exploatată de împărat timp de 2 luni. Victima era mutată dintr-un apartament în altul, într-un circuit cunoscut cu denumirea de Turing. Practic, în fiecare săptămână era mutată în alt oraș, în așa fel încât autoritățile irlandeze să nu îi poată lua urma. În doar 2 luni, femeia a câștigat din prostituție 4.000 de euro, dar Ioan Anton a reținut 3.000 de euro. Supărată că nu obține destui bani, femeia a decis să se împrietenească cu liderul altui clan, Virgil Bușă. S-a mutat în apartamentul lui, iar acolo a continuat să practice prostituția. Mai multe poze cu victima au fost publicate pe diverse site-uri de profil și așa împăratul și-a dat seama că femeia l-a trădat. De aici a început războiul între cei doi interlopi. Ioan Anton a cerut asasinarea rivalului său. Membrii grupării pe care o conducea au dus ordinul la îndeplinire și l-au omorât în bătaie pe Virgil Bușă. Crima a avut loc în Irlanda. În total, 9 oameni au participat la asasinat. Au fost prinși la scurt timp, iar justiția de la Dublin i-a condamnat deja la ani grei de închisoare. Pedepsele infractorilor români totalizează 157 de ani de pușcărie. Trăim vremuri complicate. Seceta a făcut ravagii în țara noastră, scumpirile nu contenesc, iar guvernanții îndeamnă la calm. Grâul nu ne lipsește, avem chiar și pentru export, spune Petre Daia, ministrul agriculturii. Iar la capitolul energie, la nivel declarativ, suntem tot pe plus. Virgil Popescu ne asigură că la iarnă nu vom avea energie cu porția. Românii nu au de ce să se teme că nu vom avea gaze naturale în această iarnă. Mergem într-un ritm accelerat cu stocarea gazelor naturale. Ținta la 1 august era 46%, ținta la 1 septembrie era 57%, deja suntem la 59,48%. Estimez că la 1 noiembrie vom avea peste 80% gaze naturale, ceea ce ne va asigura confortul iernii. Declarațiile ministrului energiei vin în contextul în care Comisia Europeană ia în calcul reducerea cu 15% a consumului în cazul unei crize a gazului. Reducerea este voluntară, spune ministrul, iar consumatorii casnici sunt protejați. La voluntar, la obligatoriu, se va trece în condițiile în care Comisia Europeană va lua o decizie de a ridica nivelul de stare de alertă la nivel european, dacă 3 state membre solicită acest lucru Comisiei Europene. Nici grâul nu va lipsi în România, în ciuda secetei. Cel puțin asta spune ministrul agriculturii. În România s-a recoltat peste 94% din suprafață de grâu. Noi avem întreaga cantitate de grâu necesară țării și disponibilități pentru export. Deci avem pâine, în așa fel încât să asigurăm nevoile țării, evident, și reluarea culturii, pentru că o parte din cantitatea obținută se va însămânța. Culturile de porumb și floarea soarelui, în schimb, sunt foarte afectate de secetă. Ne aflăm acum la o cifră de peste 200.000 hectare care ar fi afectate în diferite grade. Diferite grade înseamnă atât compromitere totală, cât și afectări în procent de 30, 40, 50%. Ca să nu ne confruntăm cu o criză alimentară, guvernanții încearcă să păstreze în țară mare parte din producție. Fermierii care își prelucrează recolta în industria agroalimentară din România vor primi o primă de 10% din valoarea mărfii vândute. Este stabilit și un plafon alocat de la
nivelul guvernului de 200 de milioane de euro pentru a încuraja acest demers. Avem nevoie să îi stimulăm atât pe fermieri cât și pe producătorii din industria agroalimentară. Anul trecut, România a avut cea mai mare producție de grâu recoltată vreodată, peste 11 milioane de tone. 3/4 a mers la export, în timp ce noi am continuat să importăm pâine congelată. Banii ne ies din portofele văzând cu ochii și știm deja că după fiecare scumpire a carburanților, prețurile celorlalte produse cresc. Acum să trăim ceva parcă nefiresc. La pompă plătim puțin, dar în celelalte sectoare nici nu se pune problema de ieftinire. Cu doar câteva luni în urmă, prețul combustibililor creștea precum voinicul din poveste. La pompă, prețul motorinei ajungea și la 10 lei pe litru, iar benzina îi călca și ea pe urme. E bine, ăsta a fost momentul în care am început să ne gândim cum să ajungem cât mai eficient la serviciu. Asta a însemnat că vânzările la trotinetele clasice sau electrice a explodat. Asta înseamnă că am început să ne scoatem bicicletele de la naftalină. Iar când vine vorba de mașini, mai ales cele pe motorină, au început să fie date uitări. E bine, a apărut o revoluție. Asta a însemnat plafonarea cu 50 de bani pe litru la prețul la combustibil. Partea bună este că revoluția continuă, pentru că prețul atât la benzină cât și la motorină continuă să scadă. Cele mai multe țări din Europa au umblat pe zona fiscală când e vorba de prețul carburanților. Plafonarea nu este o soluție. Varianta optimă în momentul de față e să controlezi foarte atent lanțurile de la producător, la distribuitor, în așa fel încât consumatorul să-și permită să plătească carburanții. Un economist înțelege lucrurile dincolo de realitatea evidentă, pentru că lucruri precum războiul din Ucraina, reducerea extracției de petrol sau o lipsă de cooperare din partea statelor OPEC, evenimente care, deși sunt departe de țara noastră, se simt în bugetul familiei. Pe de altă parte, te duci în supermarket și vezi că prețurile au crescut și continuă să crească, ceea ce pe mine mă duce cu gândul că vom ajunge la niște prețuri foarte interesante în iarnă. Prețurile din hipermarketuri trebuie să le punem în legătură directă cu scumpirile la energie, la gaze, da, și la carburanți, dar și la materiile prime. Economiștii folosesc din ce în ce mai frecvent sintagme precum recesiune, inflație, creșterea dobânzilor, termeni care anunță un viitor mai puțin fericit. Sunt însă și câteva vești bune. Pe de o parte, benzina și motorina sunt mai ieftine acum. Pe lângă subvenția de la stat, prețul barilului de petrol a scăzut, iar anticipațiile specialiștilor sunt că acest trend se va menține și în perioada următoare. Deja plătim cu 15 lei mai puțin pentru un plin de benzină față de luna trecută. În cazul motorinei, economia este de 12 lei. În ciuda opiniei populare, avem unele din cele mai mici prețuri pe litru la nivel european. Dintre cele 27 de țări membre ale Uniunii, suntem pe locul 7 la benzină și pe 11 la motorină în acest clasament. Mai bine, în top stau vecinii bulgari și polonezii. De altfel, pentru cei care pleacă în concediu la sud de Dunăre, e bine de știut că este mai ieftin să alimenteze în Bulgaria. Aici, benzina și motorina au prețuri sensibil egale, pe când la Grecia mai scumpă benzina și mai ieftină motorina. Vizita președintelui american a Camerei Reprezentanților în Taiwan s-a încheiat. A fost prima vizită a unui înalt oficial din Statele Unite în ultimii 25 de ani în insula pe care China o consideră o parte a teritoriului său național. Momentul are însă un uriaș impact în plan diplomatic și duce la o escaladare a conflictului mocnit dintre Washington și Beijing. Vizita oficialului american în Taiwan i-a iritat pe chinezi. În replică, Beijingul a anunțat manevre de amploare în apropierea insulei. Exercițiile militare vor include tragerea cu muniție de război în strâmtoarea care desparte Taiwanul de China continentală. Propaganda regimului a difuzat deja imagini în care cele mai performante aeronave ale Armatei Populare survolează regiunea. La manevre participă și nave de război, iar mulți analiști vorbesc despre începutul unei blocade de amploare, la care ar urma să fie supuși cei 23 de milioane de locuitori ai insulei. Escaladarea are loc la nici 24 de ore după ce Nancy Pelosi a avut discuții față în față cu președintele taiwanez Tsai Ing-wen. Angajamentul SUA față de un Taiwan democratic e mai puternic ca niciodată, a transmis șefa Camerei Reprezentanților. Today the world faces a choice between democracy and autocracy. America's determination to preserve democracy here in Taiwan really clear that while China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan. It's a show of friendship, of support.
De partea cealaltă, președintele Taiwanului a susținut că țara își sporește constant capacitățile defensive. În plus, o lume întreagă tremură la perspectiva escaladării conflictului. Taiwanul este principalul producător mondial de microchipuri, iar eventuale sincope în producție ar aduce haosul în economia mondială. Situația complicată a Taiwanului este moștenirea războiului civil chinez, în urma căruia s-a instaurat dictatura Partidului Comunist. Opozanții regimului s-au refugiat în 1949 în insula aflată la câteva zeci de kilometri de China continentală și au format un stat independent. Autoritățile de la Taipei nu au fost însă niciodată recunoscute de Beijing. Până acum ne-am concentrat toată atenția asupra Europei, unde războiul din Ucraina este în plină desfășurare, iar mai multe zone stau pe cât un butoi de pulbere. Acum însă se schimbă total optica privind conflictele iminente și extrem de grave. Prin vizita șefei Camerei Reprezentanților a Statelor Unite în Taiwan, apele se agită și la propriu, dar mai ales la figurat în estul Chinei. Beijingul a făcut o desfășurare de forțe fără precedent, iar Statele Unite n-au rămas mai prejos. 4 nave de război au fost trimise în estul insulei, printre acestea și un portavion, deja celebrul USS Ronald Reagan. Oficial american au spus că sunt niște manevre militare de rutină. Chinezii însă n-au fost la fel de diplomați, deși exercițiile desfășurate dinainte ca Nancy Pelosi să ajungă în Taiwan au inclus survol al avioanelor lângă linia de demarcație. Sunt extrem de multe voci avizate care spun că, după plecarea lui Nancy Pelosi din Taiwan, în regiune ar putea exista provocări militare din partea Beijingului. Traversăm aproape tot globul acum și ajungem în Europa la doar 500 de kilometri departare de granița României, în Kosovo. Un conflict izbucnit în urmă cu două zile în apropiere de Mitrovița de Nord nu a putut fi stins de îndemnurile la calm venite din partea oficialilor de la Belgrad și Priștina în același timp. Regiunea este în sine un butoi cu pulbere în momentul acesta și este de foarte mulți ani, pentru că trupe de menținere a păcii sunt încă staționate acolo, iar România are 50 de militari în acea zonă. De partea cealaltă a Europei, în Azerbaijan, guvernul de la Baku a trimis acum o zi, 24 de ore în urmă, forțe impresionante la granița cu Armenia. Disputele pe regiunea Nagorno-Karabakh n-au fost stinse vreodată, ci doar estompate. Și rămânem în zonă, pentru că războiul din Ucraina, declanșat acum aproape 6 luni, a atras de fapt atenția asupra fragilității actualei ordini mondiale. Sunt zeci de mii de morți, cei mai mulți din rândul armatei ruse, și milioane de refugiați ucraineni, în primul rând prin Europa. Atenție însă! Rusia este singura țară, numitor comun, la toate aceste conflicte în desfășurare sau cu potențial de escaladare. Tensiunile cresc în Taiwan după vizita oficialului american. 30 de avioane de luptă ale regimului chinez au pătruns astăzi în spațiul aerian al Taiwanului. Au trecut de linia mediană care le separă țara de China continentală și au fost avertizate să părăsească zona imediat. Beijingul a reacționat furios la vizita președintelui Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi. Mai mult, începând de mâine, China va organiza exerciții militare în jurul insulei și va folosi muniție de război. Acțiunea a determinat guvernul de la Taipei să îndemne populația la calm. Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de jurnalistul și realizatorul emisiunii Insider Politic, Sebastian Zacman. Bună seara, Sebastian, bine ai revenit! Bună seara! Aș vrea să începem cu ultima știre care ne dă ceva fior și bătăi de cap. Crezi că va începe un nou război? Așa cum arată situația acolo. Sperăm că nu, evident. Sper că nu, însă trebuie să ne ducem puțin la cauza conflictului. Pe scurt, vedem un război între democrație și comunism. Asta se întâmplă acolo, între China și Taiwan, și trebuie să ne întoarcem cu 75 de ani în urmă, la sfârșitul anilor 40, când comuniștii Lu Mao au câștigat războiul intern cu democrații chinezi. Democrații chinezi au fost alungați pe această insulă Taiwan și din 1950, deci
iată de mai bine de 70 de ani, există acest conflict, război rece între Taiwan și China, între democrație și comunism. Sigur, China nu o să renunțe niciodată la pretențiile sale teritoriale asupra Taiwanului de a anexa insula. Pe de altă parte, nu vorbim aici despre insula șerpilor, de exemplu, trei pietre în Marea Neagră. Nu, vorbim despre 24 de milioane de locuitori, atât are Taiwanul astăzi, 24 de milioane de locuitori care cred în valorile democratice și care sunt parteneri acei oameni cu America, cu Statele Unite ale Americii. De altfel, am văzut și această vizită al treilea om în stat. Avem acum imagini ce s-a întâmplat aseară. Crezi că al treilea om în statul american a fost acolo tocmai ca să reafirme acest parteneriat solid între America și Taiwan? Și aici aș mai vrea să spun câteva lucruri. Militar, din punct de vedere militar, Taiwanul este foarte important pentru America în zona Pacificului. La fel de importante sunt Japonia și Coreea de Sud. Spre exemplu, în Japonia sunt în acest moment 50.000 de militari americani, în Coreea de Sud peste 20.000. Deci iată că în cazul unui conflict armat, desigur sperăm să nu se ajungă acolo, SUA ar putea mobiliza imediat aproape 100.000 de militari care să ajute Taiwanul să reziste în fața Chinei. Spuneam spre sfârșitul off-ului pe care l-am citit că mâine armata chineză, spre exemplu, va face exerciții militare cu muniție de război. Cum ar trebui să privim aceste exerciții militare? Deocamdată să privim fără panică aceste exerciții militare. Sigur că este un răspuns puternic și este un răspuns în primul rând politic din partea Chinei. Vin alegerile și acolo și actualul președinte are nevoie să-și reconfirme puterea și dacă nu o face în fața americanilor, atunci în fața cui să o facă. Vorbim de cele mai importante două armate ale lumii în acest moment, America și China, pentru că Rusia momentan este scoasă din discuție. Rusia, știm, este implicată în conflictul în războiul din Ucraina, dar aici există mai multe similitudini. Știm, Rusia nu folosește cuvântul război. Este un termen interzis în media și în societatea rusă. Nici China nu folosește cuvântul război, la fel folosește operațiune specială. De astăzi până acum era antrenament special, peste noapte au trecut la operațiune specială. Asta nu înseamnă neapărat că se va transforma această operațiune într-un război, însă China își reafirmă în văzul tuturor dorința de a anexa Taiwanul și nici măcar nu ascunde foarte mult. Sunt oficiali de la Beijing care vorbesc clar răspicat, deschis, că Taiwanul ar trebui să revină Chinei. Venim în țară, pentru că am avut cea mai importantă știre a zilei. Dosarul Revoluției ajunge din nou în instanță. Crezi că după 33 de ani se va întâmpla ceva cu acest și în acest dosar? Doamne, e o rușine națională ce se întâmplă cu acest dosar. Ba, e un ping-pong așa între parchetul general și instanțe, pentru că a mai ajuns odată în instanță, trebuie să le spunem oamenilor, în 2019 acest dosar era în aceeași fază. Și de ce s-a de parchetul general la instanță? Și instanța, câțiva judecători de acolo au spus că nu e bine făcut dosarul. Acum, dacă te uiți la procurori, procurorii spun, au dat o dovadă de zel judecătorii, că erau strânse toate probele practic acolo. Practic aruncă mingea. Exact, aruncă vina de pe unii pe alții, iar judecătorii spun, nu, procurorii nu și-au făcut bine treaba. Cert este că și unii și alții iau pensie specială și iau lefuri mai bine, mult mai mari decât media românilor. Așadar, e și o vină colectivă acolo. Vorbim despre ideea de justiție, în primul rând. Nu se poate ca la 33 de ani după Revoluție, când au murit 1116 oameni, conform statisticii, poate că numărul e mai mare, să nu avem niciun vinovat. Nu se poate să moară mii de oameni și de la cel mai înalt nivel politic să nu avem statul român să nu descopere absolut niciun vinovat. Deci, chiar dacă Ion Iliescu acum are 90 și ceva de ani, chiar dacă Gelu Voican Voiculescu a ieșit de mult din prima linie politică, țara aceasta, societatea, merită să afle adevărul. Să vedem dacă, într-adevăr, Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu au fost vinovați pentru crimele de la Revoluție, pentru că dacă n-au fost vinovați, de acord să existe acest verdict. Deci nu lipesc dinainte eticheta de vinovăție nici pe Ion Iliescu, nici pe Gelu Voican Voiculescu. Și nici pe fostul șef al aviației militare.
care generalul Iosif sigur, mai Rus. Puțin cunoscut pentru generația de astăzi cel puțin, însă e nevoie de o decizie a instanței care să spună clar, sunt vinovați sau nu sunt vinovați. M-am săturat de acest ping-pong între instanțe și n-ar fi exclus nici acum să vedem că anul viitor... Asta voiam să te întreb. Da. De câți ani oare mai au nevoie magistrații ca să dea un verdict final în acest dosar? N-ar fi exclus să vedem că instanța supremă, vorbim aici de Înalta Curte de Casație și Justiție, retrimite dosarul la parchetul general. De altfel, procurorul general, doamna Gabriela Scutea, s-a ferit să dea un verdict clar astăzi, întrebată dacă s-ar putea trezi din nou cu dosarul în brațe, ce va face, a spus că nu intră în competențele ei, deocamdată. Deci sper eu că acest dosar să intre totuși în procesul de judecată și să avem în sfârșit, la 33 de ani, totuși o sentință. Să sperăm că vom avea această sentință. Vorbim puțin de scumpiri, banii ne ies așa din portofel, pe toate peste tot scumpiri. Vedem totuși un lucru care ne miră. Atunci când prețul benzinei a scăzut foarte puțin, ne așteptam ca și prețul alimentelor și a unor produse să scadă și ele. Nu se întâmplă acest lucru. Da, niciodată nu se întâmplă acest lucru. Am urmărit în ultima vreme, chiar când a fluctuat negativ, deci când prețul petrolului a scăzut, barilul de petrol a scăzut, la benzinările din România scădea fie cu un ban, fie nu scădea deloc, iar argumentul benzinarilor era că oricum va crește prețul peste câteva zile, deci n-are rost să ne jucăm cu prețurile. În fine, nu o logică românească poate explica acest lucru, însă vedem acum a ieșit triumfalist ministrul energiei și premierul Nicolae Ciucă și spun toți, vedeți, a scăzut prețul la benzină, însă să nu uităm că există totuși acea subvenție oferită de statul român. Suntem siguri că peste o lună, când se va termina cu această subvenție, știm care ține doar 3 luni, în toamnă, când vor începe școlile și din nou societatea se va pune în mișcare, suntem siguri că prețul benzinei va rămâne la această cotație oricum ridicată. Vorbim aici, nu vorbim de 4 lei, de 5 lei. Nu e degeaba această benzină, vorbim totuși de 8 lei și ceva litrul, da? Deci, oricum, prețul e destul de piperat, așadar mă aștept să vină toamna mai întâi și apoi să-i aștept cu explicații, să vină cu explicații premierul și ministrul energiei. Deocamdată e așa doar un pansament pe rană. Ce vedem duminică la Insider Politic de la ora 11? Duminică vorbim despre transporturi, drumuri, autostrăzi, sigur, unele pe care nu le avem deocamdată, însă invitatul meu va fi ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, vicepremier în Guvernul României, așadar... Multe întrebări, da, foarte așteptăm multe, și răspunsurile. De la autostrăzi până la metrou, metrorex, dar și chestiuni politice, de exemplu, rămâne UDMR la guvernare sau PSD și PNL îi vor împinge afară? Răspunsul aflăm duminică la ora 11. La Insider Politic. Mulțumesc, Sebastian Zacman, mulțumesc pentru aceste informații. Mergem mai departe. Iașul găzduiește de astăzi, timp de 5 zile, Festivalul Seriile Filmului Românesc, unicul din țară dedicat exclusiv cinematografiei noastre. În ediția din acest an, invitatul special este actorul Marcel Iureș. Pelicule proiectate în premieră, concerte, expoziții și workshop-uri sunt doar câteva dintre surprizele care îi așteaptă pe cinefilii la Festivalul Seriile Filmului Românesc. Timp de 5 zile, capitala Moldovei devine astfel punctul zero al cinematografiei. În ediția din acest an, Marcel Iureș este invitatul special. El este și protagonistul unei piese de teatru, ce va fi proiectată în cadrul festivalului. Cinemaul încă este formidabil. Ca artă și ca, cum să vă spun, fenomen sociocultural. Chiar a rezistat chiar și internetul. Pentru ediția din acest an, cea de-a 13-a, organizatorii au pregătit 40 de evenimente memorabile. În cadrul festivalului vor fi prezente nume mari ale cinematografiei românești. Întâlniri memorabile, discuții cu publicul, filme care împlinesc o anumită vârstă, cum e Războiul lui Tom Hart din deschiderea SFR, 20 de ani de la premiera acestui film, un spectacol de teatru la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, peste 65 de invitații, e o ediție, am zis clar, cu noroc. O să fie o ediție epocală, pentru că Marcel Iureș este un actor universal, este un actor pe care toată lumea îl iubește, pe toate continentele, pe care toată lumea îl știe, care a jucat cu mari vedete. Printre surprizele pregătite pentru cinefili se numără avanpremiera celui mai nou film românesc premiat la Cannes, Metronom, și Phoenix Povestea, documentarul despre trupa românească Phoenix. Hey! La
Mulțumesc, Maria, pentru aceste informații. Mergem mai departe. Mai e foarte puțin până când Clujul va da startul celui mai mare festival. Untold își deschide porțile pentru sute de mii de oameni. Timp de 4 zile și 4 nopți, muzica va bubui din boxe, iar petrecăreții încep deja să vină. Mulți sunt de peste hotare și abia așteaptă să-i asculte pe cei mai îndrăgiți DJ-i ai lumii. De mâine, Clujul devine capitala distracției. Untold își deschide porțile pentru cea de-a 7-a ediție, așa că sute de mii de oameni din toate colțurile lumii sunt așteptați în parcul central din oraș. O parte au ajuns deja la Cluj și se pregătesc pentru cea mai mare petrecere din an. Hello, where are you from? I'm from Switzerland, from Zurich. Nice to be back here. So, is not your first time here? No, my third time. In a row, 2019 and 2021, and now this year edition. I'm so excited. How do you expect to be this one? Oh, the lineup is huge. The weather is amazing, and the people here in Cluj, wonderful people. So I'm very excited. Yes. Where are you from? I'm from France. Okay, it's your first time here? Yeah, this is my first time here. But I studied in Cluj. Yes, yeah, medicine. How do you expect to be this edition of Untold? I'm kind of excited, yeah, let's see, because it's first time. It looks like kind of a raven, yeah, so... Where are you from? I came here from Dubai. Okay, it's your first time here at Untold? At Untold, yeah, I always wanted to come, but this is my first time I got a good opportunity to come in. How do you expect to be this edition? I'm expecting some nice things. There are some nice artists that I'm looking forward to seeing. În timp ce orașul devine tot mai animat, oamenii legii au toate măsurile pentru ca distracția unora să nu devină neplăcere altora. Peste 400 de polițiști vor supraveghea zilnic festivalul, iar la aeroport au fost aduși chiar și câini antrenați special pentru a depista substanțele interzise. Structurile componente ale Ministerului Afacerilor Interne vor demara activități în sistem integrat, cu forțe suplimentare pentru a preveni și a combate faptele antisociale de orice natură, fie că vorbim de natură contravențională sau penală. Aducem la cunoștință că efectivele angrenate în aceste activități vor acționa cu celeritate pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de substanțe psihotropice. Și la Vama Borș se desfășoară controle ample. Un ciobănesc german îi ajută pe oamenii legii să detecteze neregulile încă de la intrarea în țară. Nu a semnalat la mașină și la bagaj a fi substanțe interzise, ca urmare este ok. Cum vi se pare astfel de controle? Prea aspre sau sunt normale? Sunt normale. Nu? Adică mă gândesc că legea e lege și nu e degeaba. Vă șochează puțin? Mă șochează. De ce s-au introdus droguri în țară? Se tem să nu aducă pentru festival cei care vin. S-ar putea să profite de ocazia asta, da? Astfel de controle vor avea loc zilnic și pe drumurile care leagă Clujul de celelalte orașe ale țării. Untold începe mâine și organizatorii se așteaptă ca această ediție să fie una memorabilă. Și vorbim acum, evident, despre vreme. Bună seara, Georgia, cu ce vești vii? Bună seara, Ioana, bun găsit tuturor! Chiar dacă nu mai suntem în luna lui cuptor, să știi că temperaturile rămân în continuare ridicate, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a României, iar în sud-vest va fi caniculă. Dar vă dau mai multe detalii după generic. Se face din ce în ce mai cald în următoarele zile. În unele locuri va fi caniculă, iar stresul termic în creștere. Revin cu detalii despre vremea din țara noastră imediat după ce vă spun cum va fi în Europa. La fel ca și ieri, va fi înnorat și va ploua nordul și nord-vestul continentului, în zonele de lângă Marea Neagră și la munte. Pe suprafețe mici vor fi și fenomene electrice, se va strânge apă mai însemnată și nu este exclus să cadă și puțină grindină. În schimb, în sud și sud-vest, vremea rămâne călduroasă, iar în peninsula iberică, la amiază, maximele vor ajunge iar până spre 40 de grade. La noi în țară, ziua de mâine vine cu vreme foarte caldă, iar în sud-vest local se instalează canicula, disconfortul termic o să crească, iar maximele vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. Pe alocuri în est, sud-est și nord-est vor fi perioade cu soare, dar și norări și averse trecătoare, iar în Moldova, în Bărăgan și Dobrogea, vântul, să știți că se va simți ceva mai tare. În București, în următoarele 3 zile, vremea rămâne călduroasă.
acasă. Mâine maxima, iată, va atinge în jur de 33 de grade. Vineri tot în jur de 33 de grade vor fi la amiază, iar organismul nostru, să știți că va resimți stresul termic. Sâmbătă, disconfortul termic rămâne ridicat, o să mai crească și maxima puțin, iată, vor fi spre 34 de grade. Se va nora pe parcursul zilei și tot atunci este posibil să și plouă puțin. La munte o să fie ceva mai cald mâine decât a fost astăzi. Vor veni averse slabe prin Carpații Orientali, iar în restul masivelor doar izolat s-ar putea să plouă. Cel mai cald o să fie la Păltinișat, în jur de 27 de grade, în timp ce la Sinaia și la Predeal vor fi cam 21 de grade. Mergem acum pe litoralul nostru. Vremea se menține caldă la mare, frumoasă și cu temperaturi normale pentru luna august. Apa mării va avea între 23 și 26 de grade, iar maximele se vor situa între 27 și 30 de grade. Iată, la Costinești și Vama Veche mâine vor fi în jur de 28 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem mâine seară, atât la Focus 18, dar și aici la Focus 23. Să aveți o noapte bună! George, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine seară tot aici la Focus de la ora 23. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi!